Concert de colinde cu participare din Republica Moldova. Spectacolul Colindele, izvor de lumină și bucurie, va avea loc în data de 12 decembrie, ora 17, la Casa de Cultura Tineretului George Enescu. Evenimentul este cu atât mai special cu cât vor fi prezenți invitați din Republica Moldova. Este o activitate care se dorește, de fapt am inițiat-o datorită faptului că avem invitați de peste hotar, va veni un cor din Republica Moldova, Firicel de Busuioc se intitulează, și datorită acestor invitații de marcă am hotărât să-i primim așa cum se cuvine în Casa de Cultura Tineretului, cu o activitate amplă, o activitate de bucurie, de colind. Concertul este organizat de Casa de Cultura Tineretului George Enescu cu sprijinul primăriei și Consiliului Local Reghin. Evenimentul are un program bogat în care figurează interpreți locali îndrăgiți, grupuri și coruri din zona Reghin. Aici am adus și câteva coruri care să umple oarecum acest registru de bucurie. Cor Dor Solovăstrean, corul de la Liceul Tehnologic Lucian Blaga, avem corul de copii de la Dulcea, corul de adulți de la Ibănești, avem orchestra grupului tehnologic de la Petru Maior, dirijor Ana Niculescu, avem grupuri anotimpuri, așa cum am bine învățat deja, deci este un grup, cum am spus, întemeiat sau întocmit în Casa de Conființat, în Casa de Cultura Tineretului și reprezentat de German Nea și Smaranda German. Avem pe Maria Neac, Sorin Pantea, Florin Vos și, bineînțeles, invitații de peste hotar care vor veni, corul Firicel de Busuioc. Coordonatorul proiectului este directorul Casei de Cultura Tineretului, Marcel Naste, iar decorul de scenă este realizat de Enea German. Intrarea este liberă.